Domnule pastor Gheorgheaș, distinși și participanți la acest simpozion, încep prin a felicita echipa organizatoare pentru nu doar eveniment, ci și tematica acestei întâlniri. Așa cum știm, ca unii care prețuim și ne concentrăm pe ceea ce înseamnă studierea Scripturii, Știm cât de important este să cunoști și să uh, transmis cu claritate Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă salut pe toți și vă transmit și salutări din partea pastorului Costel Grămadă, președintele Comunității Regionale Penticostale București. Lumea lui n-a putut să ajungă din motive personale. Uh, aș vrea să încep prin a spune că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a îndreptat privirile spre importanța cunoașterii Scripturii. După vreo trei ani de zile de pregătirea echipei de ucenici, Mântuitorul Isus Hristos le-a spus: Voi mă numiți Domnul și Învățătorul vostru și bine ziceți că sunt. Isus a vrut să fie cunoscut din aceste două perspective. Pe de o parte, El este Stăpânul, este Domnul și la adăpostul numelui său este siguranță. Când ai o relație cu Isus cu El ca și Domn, cu El ca și Cuvânt, atunci nu ai temeri cu privire la perspectivă, cu privire la viitor. Isus este Domnul și Apostolul Pavel spunea că vine vremea când orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Și acesta este mesajul nostru, Mesajul cu privire la relația în care suntem invitați să îl cunoaștem, să-l credem și să-l urmăm pe Isus. Simplu, El este împăratul nostru, este domnul nostru, este regele nostru. Și creștinismul este invitația pe care Dumnezeu ne-o face, să celebrăm această relație specială cu Mântuitorul, cu Cel ce ne-a salvat și ne-a scris numele în Cartea Vieții. Apoi, Mântuitorul Iisus a vrut să fie cunoscut ca învățătorul. Pentru că el a înțeles că singura modalitate de a pregăti biserica pentru ceea ce urmează este să-i pună o bună temelie. El s-a asigurat că învățătura lui este înțeleasă. S-a oprit adesea și le-a spus ucenicilor săi, ați înțeles voi ce v-am spus eu? De ce să înțelegi învățătura Domnului nostru Iisus Hristos? Pentru că atunci când înțelegi învățătura Domnului Iisus Hristos, ai liniștea celui care înaintează într-o direcție potrivită, într-o direcție specială, o direcție care ți-a fost revelată. Iisus spune Evanghelistul Matei, le-a spus la finalul unui set de pilde pe care le-a pus în fața ucenicilor, le-a spus următoarele cuvinte. De aceea, orice cărturar care a învățat, ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce a vrut să spună Mântuitorul Iisus Hristos? Că un om care stă în fața cuvântului are obligația să interiorizeze mesajul și să-l tezaurizeze. Visterie este imaginea unei, unui, unui tezaur, e ceva valoros care pe care l-ai interiorizat și este ceva ce îți îmbogățește cunoștința, îți îmbogățește sufletul, îți dă, te ancorează în realitate, în, indiferent de contextul în care, în care trăiești. Scriptura este cea care îți, te ajută, te lămurește. Mesajul trebuie așadar interiorizat, tezaurizat. Iisus spune un cărturar care a învățat, adică care a fost expus învățăturii din cuvântul lui Dumnezeu. Acest cărturar devine un gospodar, adică cel care își administrează propria lui bogăție. E ca un gospodar care are un teren și pe terenul respectiv plantează ce sămânță vrea el. Inima noastră este așadar Câmpul pe care se, se plantează această sămânță a lui Dumnezeu. Și nu avem voie să dăm mintea noastră, sufletul nostru, oricărei forme de învățătură. Trebuie să stăm în fața Cuvântului Dumnezeu. Permiteți-mi aici o ilustrație. În secolul al IV-lea, când au, au, au avut loc conciliile ecumenice, spune unul din părinții Bisericii Grigore de Nazians, cum se organizau aceste concilii ecumenice. Și el spune așa, în sala în care am participat, și el a participat, a fost președinte de ședință la conciliul de la Constantinopol, spune el, toți erau, scaunele erau înșirate de, de jur împrejurul sălii și în partea din față, unde era scaunul împărătesc, stăteau episcopii în funcție de, de importanța lor, episcopul Romei, Constantinopolului și așa mai departe. Și ceea ce mi-a atras atenția, spunea uh, Grigore Denazians, era că pe scaunul împăratului nu stătea împăratul, deși participa și el la întâlnirea aceasta, era gol. Și când m-am uitat, spunea el, am văzut că pe scaunul respectiv era pusă Scriptura. Și mesajul pe care îl transmiteau când l-au judecat pe Arie și mai departe când i-au judecat pe, uh, pe cei care uh, contestau divinitatea Duhului Sfânt. Da. Mesajul era unul foarte clar. Cel care are autoritatea să judece orice formă de erezie este Cuvântul lui Dumnezeu. Este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și episcopii nu fac altceva, au transmis mesajul acesta decât, în baza scripturii, să interpreteze orice derapaj de la ceea ce înseamnă învățătura biblică. Isus a considerat că este importantă învățătura. Și spuneam. În această concluzie pe care o pune în fața apostolilor, el pune în față modelul unui gospodar care are grijă în primul rând de sufletul lui, are grijă de interiorizarea mesajului, ca această interiorizare să, să ducă la tezaurizare, la vis, o visterie bună a inimii. Și asta înseamnă că fiecare credincios care stă în fața cuvântului Dumnezeu trebuie să fie serios în a în a găsi sensul potrivit. Vă aduceți aminte că Mântuitorul Iisus Hristos l-a întrebat pe un învățător al legii ce este scris în lege și cum citești în ea? Adică cum interpretezi ceea ce citești. În fața cuvântului lui Dumnezeu, care are autoritate, ne putem pune la adăpost, având o interpretare corectă a Scripturii, și lucrul acesta ne va da liniște în, închinările, în închinarea noastră, în practica noastră religioasă, în comunitatea de credință, așa cum se spunea un pic mai devreme. Un gospodar care își, își tezaurizează, își face inima ca o visterie în care sunt strinse comorile, nu sunt lăsate în afară, sunt, sunt duse înăuntru. Și această visterie înnobilează omul că îl face să fie un om după inima lui Dumnezeu. În al doilea rând, Iisus vorbește în această concluzie despre următorul aspect. El spune că scos din visteria inimii lucruri vechi. Asta înseamnă că sunt acele experiențe, ai apelat la cuvânt, l-ai practicat cuvântul și cuvântul este cel ce te-a dus la experiență și experiența este cea care care te însoțește atunci când lecturezi Scriptura, ți-aduce aminte că ai împlinit ad literam ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, ai practicat învățătura pe care Dumnezeu ți-a dat-o și această practicare te-a făcut să, să aduni în sufletul tău nu doar memorarea Scripturii, nu doar strângerea sensului cuvintelor, ci și practică. Pentru că adesea când stai în fața unui cuvânt pe care l-ai încercat, Cuvântul Domnului este încercat, când l-ai probat și ai văzut că este autoritate în cuvântul pe care îl citești. Lucrul acesta aduce acea plus valoare, pentru că în momentul în care stai în fața cuvântului, știi, că ai și experiența de partea ta. Pentru că nu doar ai auzit, nu doar că știi, nu doar că te bucuri și te ești liniștit pentru că ai înțeles sensul cuvintelor. Dar ești omul care ai pus în aplicare și ai văzut că este într-adevăr putere în ceea ce spune Dumnezeu. Și ce frumos! Iisus deschide perspectiva unei înnoiri continue, unei constante în ceea ce înseamnă căutarea voii lui Dumnezeu, căutarea cuvântului lui Dumnezeu, căutarea sensului nou, sensului rol noi ale, 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 Scripturii. Trebuie să recunoaștem că în formele întoarcerii noastre la Dumnezeu, în copilăria noastră spirituală, aveam o abordare a unui, a unui subiect. În timp am, spunea Pavel Corintenilor, 1 Corinten 13, am lepădat ce este copilăresc. Și vine timpul, cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Scripturii, Aprofundarea cuvântului Dumnezeu, toate acestea ne ajută să dăm la o parte acele copilării despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Iisus spune, scoate din visteria lui lucruri noi, asta înseamnă că este interesat un astfel de om de, de, de cunoașterea, de, de, de interiorizarea cuvântului și de, de a și îmbunătăți întotdeauna slujirea înaintea lui Dumnezeu. Dacă vom, ne vom culca pe urechea faptului că deja știm toate lucrurile, atunci suntem într-un într mare pericol. Biblia ne cheamă să fim interesați de cercetarea Scripturii, de cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Atunci vom fi, vom fi în siguranță. Relația noastră cu Hristos este o relație de supunere. El este Domnul, are autoritate peste viața noastră și trebuie să ținem cont de voia Lui. Cuvântul ne expune voii lui Dumnezeu. Cunoașterea voii lui Dumnezeu înseamnă ca în relația cu El să îl lași pe El să te învețe, să-ți să dea siguranța în înaintare. Și apoi să ne gândim că relația cu Hristos înseamnă relația cu cuvântul pe care l-a transmis, învățătura lui este pe paginile Sfintelor Scripturi. Și ceea ce trebuie să facem este să ne arătăm interesul și să stârnim interesul copiilor. Avem în Biserica Pentecostală un program de, de memorarea scripturii, pornind de la grupele cele mai mici ale copiii, ale școlii duminicale, se numește programul Talentul în Negoț. Și copiii sunt învățați, adolescenții sunt învățați să memoreze scriptura și ne bucurăm, îi, îi trimitem să facă lucrul ăsta, creăm cadrul potrivit pentru ca să, să stea în fața cuvântului Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune în, în vechime, ce spunea cuvântul Domnului? Învață-l pe copil cât e mic, Calea pe care trebuie să meargă. Și când va îmbătrâni, își va aduce aminte de calea aceasta pe care i-ai predat-o. Datoria noastră nu este doar să ne simțim noi în siguranță. Datoria noastră și vom fi liniștiți când îi vom lua și pe copiii noștri de mână, când îi vom învăța să meargă la biserică, să meargă în comunitate, să aibă Biblia cu ei și să-și uh, aranjeze viața, să-și normalizeze viața și relația cu Dumnezeu ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze pe toți!